Rubrica de închidere a judecății de acum, Duhul Rău, cum îi spun eu, Ursarul Săptămânii, cum îi spune colegul Ovidiu Vanghele, Vrei să începi? Domnule, aș începe că, iarăși, am, am foarte puțin de spus. Uh, ursarul Săptămânii este o uh, posibilă, potențială alianță. Uh, uite, hai să fac cuvântul cheie, prăbușire. Uh, o alianță care îți arată prăbușirea USR-ului, nu partidul cu care eu am votat în tura trecută de alegeri și sigur, fiind, cum ai spus tu, credul, imbecil de credul, accept. Mă rog, am... Eu am zis imbecil. Păi nu, nu, am pus eu de la mine, că trebuie da. să pun și la mine, nu pot să pun numai la alții și pun și la mine. Da. Deci, fiind imbecil de credul, chiar am crezut că ar putea să se întâmple ceva cu noi dacă ajung oamenii ăștia într-o poziție de putere. Răbușirea a apărut uh, implacabil, și suntem în situația în care USR-ul a anunțat că negociază cu PMP-ul, uh, PMP-ul care n-a intrat în Parlamentul ăsta, a fost în buz acolo, așa, uh, și al, uh, o alianță de dreapta USR cu PMP. Care, Pe, să fie o care să fie o contrapondere na? la ceilalți 95%. <laughs> PSD PNL UDMR au. Păi aur. de ce mă, așa zici că USR cu PMP au 5%? Păi domne, nu, acum exagerez. dar peste 10 nu cred că au sau dacă au, mă rog, nu știu. Păi cum? Cu 10 vine doar USR la masă. Bun, bine, și mai vine PMP-ul cu 4. Uh, Eu mă îndoiesc că PMP-ul are 4, uh, dar mă rog. Insist asupra cuvântului prăbușire, vreau să vă amintesc tuturor că, uh, deși vi se va spune tot timpul că nu e adevărată povestea asta, că e altceva, că a fost perfect storm, că nu știu ce, USR, la primele alegeri din ciclul electoral trecut, europarlamentare din mai 2019, a avut USR singur a avut 25%, sau dacă vreți altfel, din cei 33 de europarlamentari români. România da? România trimite 33 de oameni acolo. 8 din ei, adică fix un sfert, un sfert fără uh, un sfert fără un sfert de om, cum ar veni. Uh -huh. uh, da? sunt din uh, o sigur atunci era o alianță USR plus whatever de atunci, de la acest 25%, ei spun, nu te mai uita, domnule, că a fost un ceva, miau, au nu știu ce. Acum USR-ul a ajuns un fel de poiana câmpina a fotbalului, dacă pot să așa, într-o, cum să zic, să pregătește intens de o alianță cu PMP, care eu nu înțeleg de ce anume e de dreapta PMP-ul eu nu știu care e uh, doctrinar poziționarea PMP-ului. Dar s-a terminat bătălia aia pigmeilor între tabăra Diaconescu și tabăra Tomac la PMP? Dom'le, iartă-mă, dar n-am fost atent. <laughs> deci am, practic, am pierdut informația asta undeva pe drum. Mm. Nu știu să-ți răspund, dar promit că nici nu o să caut răspunsul, pentru că Efectiv, doare în cur, Oamenii ăștia, din păcate... Nu, dar acum într-un registru serios, de ce te-ai alia cu uh, Partidul Mișcarea Populară? Uh, Care ar fi raționamentul politic? Dom'le, uh, cum să spun, probabil că te-ai în și în copacii lui, ăla lui Robert Negoiță, în palmierii lui Robert Negoiță. Pentru că nu mai există, nu mai însemne. Deci Ai, vine și Ludovic Orban cu forța dreptei la masa asta de largă coaliție. Deci mai vine un procent. Sau cât, cât are favorabilitate sau intenție de vot și că Orban. Încă Dar, un procent. Dacă zici tu 1, o să marșez și eu pe 1. Eu cred că are 0-1 domne, dacă e în măsurat, dacă ridică acu, probabil că are unul sau nu știu cum dracu e cu asta. Bine, și oricum, sociologii noștri nici nu mai vreau să mai vorbesc ca să nu mă enervez. Da. Deci, speranța, nu, USR, s-a dus dracului atât de tare încât a ajuns să caute prieteșug politic cu Uh, EPA, asta uh, PMP, uh, creația lui Băsescu, ține minte povestea când s-au rupt sau spart. Da, 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 da. Cu... Cred că există, cum să zic, camionul de tâmpenii pe care le comite în fiecare zi Alianța de la Guvernare, PSD-PNL. Da. Ai nevoie în contextul ăsta să te aliezi cu o fantomă politică total discreditată precum PMP? Sau mai bine te pui naibii pe treabă și profiți de camionul ăla zilnic de tâmpenii făcute de guvernare ca să comunici pe toate canalele și pentru tineri și pentru uh, bătrâni și pentru copiii care vin primată la vot anul viitor că împlinesc 18 ani. Uh, știi? Adică pentru populația activă Uh, nu știu, nu vreau să mă pun în postura consultantului politică, e penibil, nu vreau să fac niciodată meseria asta și cred că e profund incompatibilă cu meseria pe care mi-o asum public și anume asta de jurnalist. Și atunci nu o fac pe consultantul, dar totuși îmi pun niște semne de întrebare cu privire la sănătatea mentală atunci când ai de ales între a profita de greșelile majore pe care le face în fiecare zi o guvernare pentru a comunica, sigur, cu beneficiu electoral pentru tine, că asta faci ca partid politic, Dumne. nu comunici. Ovidiu, eu, n eu nu candidez la alegeri, ceea ce înseamnă Niciu. că eu nu vorbesc aici la măsuță despre tâmpeniile de la PNL și PSD pentru că vreau să câștig capital electoral. Dar înțeleg că un partid pentru asta o face, are un scop realist, vrea să câștige voturi. Și atunci poți să, cum să zic, imaginezi o mulțime de uh, mesaje publice în direcția asta, pe fondul prostiilor colosale pe care le face guvernarea Ciucă și pe care le va face și viitoarea guvernare Eu... Ciolacu. Și totuși, ei, în situația asta, aproape că nu comunică deloc. Eu îi văd absenți pe o mulțime de teme. Noi vorbim, de mai, noi vorbim mai mult la masa asta într-o oră și jumătate pe săptămână de chestiuni de interes public decât o face USR-ul. Că mă mai uit la ce fac. Băi, da. sunt avioane, nu te uh, supăra. Păi nu mă supăr, uh, că e... sunt perfect de acord cu tine, dar eu spun și ceva. Totu și totuși găsești, găsești soluția ca fiind uh, gata, mă, ne aliem cu PMP-ul. Tu pleci, la, pleci la o premiză greșită. Premiza Probabil. greșită de la care pleci este că ei ar vrea cu adevărat... Uh, nu știu, o dată lămuriți acolo în interior că ei cu asta s-au ocupat 3 ani, 4 ani de cuțite în gât și în spate unul altuia tabere, găști cu tare mm. o dată rezolvat așa să pornești un partid, să-l crești Bun, dar au terminat ca... asta cu cuțitele Dumnezeu, cu... Nu știu da? dacă au te... pare că n-au terminat-o că să mai bubuie, să mai trezesc cu dastea cum să spun, inclusiv la nivel Intrinsec cumva, adică nu explicit, implicit. Hmm. Îi vezi așa că n-aș vrea să vorbim despre. Nu vorbim despre Coliban de la Brașov. Tăl dracului. l-a oprit totuși. Să nu e cu noi. nu e cu noi. Hmm. E din tabăra aia care pe vremuri a zis că îi sunt aia, calea de mijloc între uh, extremele. De, deci, astea sunt. Uh, grupa buburuzelor uh, din politica românească, USR, este. Uh, nu am ce să discut cu oamenii ăștia. Uh, eu, unul, am avut o discuție, cred că știi, cred că ți-am povestit când uh, i-am propus lui uh, Cătălin să avem o discuție aici. Dar i-am explicat că nicio discuție despre viitor nu se poate purta, cel puțin nu cu mine, nu se poate purta cu mine până când nu ne lămurim ce a fost în trecut. Și până când nu ne lămurim. În legătură cu prăbușirea de care eu, sigur, făceam mișto, dar e un mișto amar, mai devreme de la acel 25% până la astăzi când te duci și te joci cu lopățica cu PMP. A. Cu mine, ca, interlocutor, ca om care pune întrebări, eu sunt discu dis dispus, deschis la o discuție de genul ăsta. Dar cu asta pe masă, ce-a fost, a fost, hai să discutăm despre viitor. Nu, hai să nu discutăm despre viitor. Pentru că tu nu te-ai născut, n-ai ieșit așa ieri, tu. Tu ești un om care ai, ai reușit tu și cu oamenii de pe lângă tine să produceți această prăbușire, da? A. Și eu vreau să discut despre asta. Și după ce lămurim asta, eventual cu un dăsta... Domne, Emil Bobu, like, am fost un dobitoc, ceea ce. Poate, eu fac asta des. E un exercițiu recomand chiar. Din ce știu eu și tu o da, faci. Da. Adică avem genul ăsta de. nu, nu suntem infailibili. Nici Drulă nu e infailibil Nici Ghine nu este infailibil. Poate Barna e infailibil dacă nu dă mașina peste el când e pe trotinetă, pe roșu. Barna s-ar putea să fie infailibil cu excepția acestui moment. Și cu asta basta. Eu repet, uite și aici la microfon și am închis, aș vrea o discuție cu oamenii ăștia de la USR, dar cu, acest, cu, explicații, îi aștept și cu explicații pentru această bucată de trecut. Și cu asta basta că iar m-am întins. Te rog. Bine. Nominalizarea mea nu este din zona politică, dar e o nominalizare care atinge Ceea ce putem numi percepție politică. Da, toți suntem cetățeni, toți avem anumite vederi asupra lucrurilor. Sigur, unii exprimăm aceste vederi și din poziții care îi pot influența pe ceilalți, așa că există o încărcătură aparte pe care o au vorbele noastre într-un context sau altul. Cumva, plecând de la această idee, și săptămâna trecută am făcut o nominalizare în persoana cant autorului Marcel Pavel, o nominalizare cumva atipică, în sensul în care de cele mai multe ori la judecata da, ne uităm de acum nu uităm na, la parlamentar, la lideri de partid, la oameni care cumva în mod profesionist comunică pe teme da, politice. Sunt în, sunt în zona asta de hard news. Dar da, asta da. nu înseamnă că sunt orb și că nu-mi dau seama că există și alte voci cu influență în societate care se pot exprima pe teme politice, chiar dacă nu sunt neapărat competente, dar pot în aceeași măsură să strice mințile da, da, oamenilor. Da, 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 da. Pentru că, ba chiar, în mai multe situații oamenii se uită la un sportiv cu mai multă încredere da, da. și zic ia uite mare dreptate asta, decât se uită la un politician pe care îl privesc cu suspiciune. Ce, nu spune că a făcut no uh, Djokovic al tău ceva? Nu, păi nominalizez români, nu ah, serbi okay. la uh, judecata de -a. acum. Uh, repet, ăsta a fost cumva uh, motivul și pentru care săptămâna trecută l-am nominalizat pe canta Marcel uh, Pavel, care a fost la uh, prostia da, aia, la pălți. Ce în bă. Republica Moldova să cânte pentru un mega corupt din partea noastră de lume, deci partidul hmm. unui mega mega corup care a fugit în Israel de. să nu fie investigat de autoritățile moldovene și tot așa. În fine, săptămâna asta, cumva rămânând în același registru, îl nominalizez pe antrenorul de fotbal masculin, cum se zice în vremurile moderne, Cosmin Oleroiu, antrenor la o echipă din Arabia Saudită, ceea ce poate și explică vederea sa asupra lucrurilor. Acest domn cu la public, care sigur e prezent în zona de presă sportivă, dar presa sportivă e citită da, da, da. în România. Sigur, e o presă de nișă, dar nișa e mare. Da, da, da. Cumva? A fost prezent domnul Oleroiu la un podcast care se cheamă Proful de Sport și care este realizat de cei de la Gazeta Sportului. Mm. Până A... și eu am auzit de acest podcast, dar n-am acest format. Mai. Da? Mă rog, au discutat despre diverse lucruri care țin strict de zona sportivă și au ajuns la un moment dat la subiecte legate de piața comunitară, de Uniunea Europeană. Mă rog, în ideea în care există un anumit număr de jucători extracomunitari pe care poți să-i folosești la echipele din Europa. Ăsta e un aspect tehnic nu, nu el mă interesează, ci mă interesează faptul că cumva provocat, simțindu-se provocat pe această temă, Ce? Cosmin Oloroiu a izbucnit la adresa Uniunii Europene. Citez <laughs> Nu vreau să aud când aud despre comunitatea asta, Uniunea Europeană, în nebunesc. Nu sunt politician, nu înțeleg nimic și nu vreau să înțeleg nimic. Dar ce înseamnă comunitar? Toată lumea spune, Uniunea Europeană ne-a interzis, Uniunea Europeană ne obligă. Ce ne dă nouă Uniunea Europeană? Și în fine, realizatorul podcastului Profu de Sport, chiar redactorul șef al Gazetei Sporturilor, jurnalistul Cătălin Cepelin, încearcă să-l contrazică. O, oh, foarte mulți bani ne dau, foarte multe investiții, o deschidere pe care ne-am fi avut-o probabil fără să fim în UE în ultimii 15 ani. Primim multe zeci de miliarde, la care oloroiul zice, ne dau lucruri pe care le iau în zecit înapoi. No. Și Sepelin încearcă și el să convingă. Nu, de fapt e invers, raportul e Absolut. invers. Da. Până acum, pe cifre, am primit de trei ori mai mult decât exact. am returnat exact. Olărăruiul. Dar va veni un moment în care se va plăti da. un preț, pe care nu-l vor plăti noi, ci copiii noștri sau copiii copiilor noștri. Nu mă interesează pe mine ce spune Uniunea Europeană. Pe mine mă interesează ce e bine pentru mine ca țară. Și, în fine, mai continui deci, discuția o, pe diverse teme. Paia cu făina de greier n a, -a, -a, -a abordat-o, mă rog, n-am văzut podcastul Cap Coadă, am citit un fel de transcript din pasajul respectiv din emisiune. Cred că e inutil să spun cât de imbecilă e exact. poziționarea lui Cosmin Noi. Sigur, chiar el recunoaște că. că nu se nimic, exact, da. dar are păreri și sunt foarte. De... Nici nu vrea să se priceapă. Sigur, accept dorința asta, dar nu te mai exprim pe tema Adică, nici pe mine nu mă interesează, uite, fiind la fel de incompetent ca tine în materie de economie, să zicem, nu mă apuc să fac investigații în zona de economic. Că, sau dacă aș face-o, mi-aș lua doi ani înainte să încerc să înțeleg. Sau aș avea pe lângă mine un om care să mă. În drum. Da, Domnul Olăroiu nu are uh, o problemă în sensul ăsta chiar se exprimă în nebunește când aude de Uniunea Europeană și este convins, deși îi se spune clar băi omule, nu e așa, pe da, cifre. Da, adică da, ne da. uităm pe cifre, nu? Da. Da? Nu, domnule, ni s-a eu... luat mai mult decât ni s-a dat. Bun, și dacă ni s-a dat, să vezi, și o să ni se ia. Da, ce aș vrea să spun, să-l felicit pe aurarul peluzar George Simion, mai are un vot. Sper s doar să... chiar mai multe. Eu sunt convins că s-au uitat oameni și au zis, bă, ce bine le zic. Are oră dreptate, bă, Oli, Oli. Nea Oli. Asta, nea Oli, asta, eu asta tot ce știu despre orori este că era Oli. Uh, și... Atâta spun, dacă atâta știu. Na. Da, deci, duhurău, sper să îmi revin și săptămâna viitoare să revin și eu totuși la politicieni, să las vieții români în pace să se exprime pe ce teme doresc ei.